Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele patru continente purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea, mi le imaginez paradisului Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii, într-o lume plină de puritate să locuiască. Idanguru Ratna Mandalaka Niriatayami. Și refugiu? La iluminarea mea mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Până la iluminarea mea, mă refugiez în Buddha, Dharma și Sangha. Prin puterea faptelor bune pe care le fac, să ajung la iluminarea completă pentru binele fiecărei ființe vii. Super, mulțumim mult, Lucica! Cu drag! Și vom continua cu lecția 7. Good morning. Bună dimineața. This thing of getting up earlier doesn't work, does it? Da, e de asta, ca să te trezești dimineața, nu prea funcționează. Anyway, I tried. Okay. Dar cum am încercat, dis de dimineață, cred că la asta se referă. Start with a meditation, okay? O să începem cu o meditație. Let me tell you about the meditation first, okay? Before you close your eyes. Dați-mi voie să vă spun câteva lucruri despre meditație înainte să închideți ochii. În regulă. Or you can close your eyes and sleep. Sau no, puteți să închideți ochii și să adormiți. Just get it psychically. Glumesc, da. I think at meditation number 18, page 8, okay? Da, este meditația 18 la pagina 8. We're going to start the meditations and the Lam Rim book are going to start to touch on the refuge vows. Deci o să începem meditația și cartea despre refugiu și aici vom începe practic să vorbim despre jurămintele de refugiu. So these 12 vows, and this is the kind of the first one that directly addresses that. Deci e vorba de 12 jurăminte. Și acesta este primul care care se adresează lor. Și it does mean once you take refuge in the Buddha jewel. Și asta înseamnă că din momentul în care ți-ai luat refugiul în diamantul Buddha. Let me read you the vow. Dați-mi voie să vă citesc jurământul. Don't seek refuge in worldly objects and deities after you have taken refuge in the Buddha. Da, să nu-ți mai găsești refugiu în obiectele lumești din momentul în care ți-ai luat refugiu în Buddha. So anybody here who has a Buddhist name? Dacă oricare dintre voi sau oricine dintre voi are un nume budist. You took this vow. Da, deja v-ați luat acest jurământ. Really. And it's nice to understand the vow. Și este foarte frumos ca să
Înțelegem acest jurământ. Deep, more deep. So, la un nivel și mai profund. I spend a lot of time thinking about this vow, and I, in my feeling, in the modern world. Am petrecut foarte mult timp gândindu-mă la acest jurământ și sentimentul meu legat de lumea modernă. There are different religions, you know. Sunt mai multe religii, mai multe sisteme de religii. Buddhism, Christians, Budismul, creștinismul, Hindus, iudaismul, hinduismul, Muslims, you know, musulmani. There are lots of different religions, and they have different teachings. Like Christian said. Da, sunt mai multe religii și, bineînțeles, au învățături diferite. God took 6 days to make the world. Așa cum spune creștinismul că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile. And then on the seventh day took a rest. Și în a șaptea zi s-a odihnit. And that's why we should go to church on Sunday, something like that. Și ăsta e motivul pentru care noi ar trebui să mergem la biserică duminica, da, ceva de genul ăsta. The old religion of Tibet, Burn, vechea religie a Tibetului, says that the world was created by a monkey who got had sex with a witch or something like that. Okay. Vechea religie a Tibetului spune că universul sau lumea a fost creată de o maimuță care a făcut sex cu o vrăjitoare, ceva de genul ăsta. Okay. Something like that. And every religion has a different idea where the world came from. Da, și fiecare religie are o idee de unde vine lumea. Da, ceva legat de acest subiect. Who's running the world? Okay. Da, și anume cine conduce lumea. But it seems to me, in my how I see things, how I see the world, and I travel a lot. Și ce mi se pare mie, modul cum percep lumea, pentru că am călătoresc destul de mult. So I get to see many countries. Și am avut ocazia să văd foarte multe țări. And I see them once a year or twice a year. So I și le văd o dată pe an sau de două ori pe an. I see there's almost no place where we don't go. Și le văd, e aproape, nu știu dacă e vreun loc în care nu mergem de fapt. You know, we just got invited to Africa. Am fost invitați în Africa. I think we'll go because it's South Africa. Și cred că o să mergem undeva în Africa de Sud. So I kind of see what people believe in, and și pot să văd în ce cred oamenii. What they all believe in is science. Da, și în ceea ce cred cu toții este de fapt știința, da, toată lumea crede în știință. It's cell phones. Da, în telefoanele mobile. You know, and to be honest, you know, I think the religion or the belief of this world is cell phones. Și vreau să fiu așa onest. Religia acestei lumi cred că sunt telefoanele mobile. You know, and it's shared by all what do you call it? Religions. I mean, like Muslim people. Și e împărtășită, da, de către toate religiile. Believe in cell phones. Da, musulmanii cred în telefoanele mobile. Christian people believe in cell phones. Creștinii cred în telefoane mobile. Jewish people believe in cell phones.
Evreii cred în telefoanele mobile. And you know, if your cell phone breaks and you give the person a choice, you can pray to Muhammad or you can pray to Yahweh or you can pray to God or. Și dacă telefonul se strică și îi oferi acelei persoane care s-a stricat telefonul posibilitatea, poți să te rogi la Mohamed sau la alte zeități. You can take it to the cell phone fixing store. They will choose the cell phone fixing store. Deci poți să te rogi la Mohamed sau la alte zeități sau persoane sfinte sau poți să-ți duci telefonul la service ca să fie reparat și ei vor alege să-și ducă telefonul la service. They don't go to the church or the synagogue and pray that the cell phone. Așa că nimeni nu o să meargă la biserică sau la sinagogă să se roage să, ca telefonul să-i fie reparat. And they don't try to fix someone else's cell phone. Și nici nu se încerce să repare telefonul altcuiva. Okay. I taught seeds to. I had a children's group for many years. It was my fourth power. Am avut un grup de copii timp de mai mulți ani. A fost grupul în care eu făceam cele patru puteri. For the mistake I made with an abortion. Pentru greșeala pe care am făcut-o cu un avort. So for 15 years I taught a children's group. Așa că timp de 15 ani am predat unui grup de copii. And one day in New York we were I don't know if you remember, it was at Leon's place. Și în New York, nu știu dacă vă aduceți aminte, era acolo în locul lui Leon. And I was teaching this kids group and the air conditioner broke. Și am predat copiilor și în timp ce predam copiilor s-a stricat aerul condiționat. And it was really hot, New York, wet New York, hot summer day. And și era foarte cald, era în New York, erau zile, era o zi toridă. And me and this other teacher, we got up on a ladder. Și eu și un alt profesor ne-am urcat pe scară. And we were trying to fix the air conditioner. Și am încercat să reparăm aerul condiționat. And the kids were running around and going crazy. And și copiii au început să alerge, să se joace, să facă zgomot. And then this little boy came and grabbed my pants leg. Și apoi a fost un copil, un băiețel care a venit și m-a luat de piciorul pantalonilor. And he pulled it, you know. And he said, no. Și m-a tras și a zis, no, Gese Michael. No, no, Gese Michael, no. No, don't do that. Nu face asta. Like, just be quiet, I'm trying to fix it. Și eu îi ziceam, gata, stai liniștește-te, vreau să repar asta. No, no, you're not fixing it. Și el zice, nu, 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 nu o repar așa. I said, I just, you know, go play, I'm trying to fix it. Și eu îi ziceam, hai, du-te, dește joacă, lasă-mă să repar. He said, you should go outside, find another person who air conditioner is broken. Și el zice, ar trebui să te duci afară, să găsești pe altcineva al cărui aer condiționat este stricat. And you help them fix it. Și să-l ajuți să și-l repare. That's the way to fix the air conditioner. Da, deci asta e modalitatea în care poți să-ți repare aerul condiționat. Sau poți să repare aerul condiționat de aici. No.
So everybody believes in engines and motors and the internet and computers and da, deci toată lumea credea în motoare, în calculatoare. That's the real religion of the world. We și aceasta este adevărata religie a lumii. Have our culture. Noi avem această cultura noastră. Our parents, you know, did lit a menorah on what Friday night, or our parents threw paint at each other on Diwali. Mai puțin că n-am înțeles ce a zis. Menorah culture. Our parents, you know, did lit a menorah on what Friday night. Da, cred că se referă că părinții noștri au condus o mașină vineri seara. Or our parents threw paint at each other on Diwali. Sau că și-au aruncat vopsea. Nu știu, aici nu înțeleg. Or dressed up on what's that called? Purim. Yeah. Purim. S-au îmbrăcat în pudding? I was in Tel Aviv, in Yafa, on Purim, which is... Mă aflam în Tel Aviv, în Yafa, în Purim. Yeah, religious Halloween. E vorba de ce se întâmplă de Halloween. And everybody was dressed up as an angel, and I was so happy. Și toată lumea era îmbrăcată așa ca niște îngeri și eram atât de fericit. And I had to give a talk at the Yafa Theater, I think. Și trebuia să țin un discurs la teatrul Yafa, cred. 800 people. And în fața 800 de oameni. I got out of the car in my robes and some guy runs up to me and says, "Hey, cool motherfucker, you know." Și am ieșit afară din... Am coborât din mașină și în cu roba mea și vine cineva la mine și îmi zice, "Oh, cool." Just like you guys. Ce mișto. Ia uite ce mișto ești îmbrăcat. That's a nice costume. Ce costum mișto. Asta e un costum foarte mișto. So we have our religious culture. Da, și astfel. Avem culturile noastre religioase. Avem o cultură de Crist, de Crăciun, da, de masa de Crăciun. Or, you know, Christmas tree. Sau de pomul de Crăciun. Christmas songs, but sau cântecele de Crăciun. What people really believe in is, dar în ceea ce oamenii cred cu adevărat, science. Da, este știința. Everybody, you know, toată lumea believes deeply, and a big part of their life is their cell phone. What? Toată lumea crede și crede într-un mod profund. Și o mare parte din viața marii majorități oamenilor sunt telefoanele mobile. What's this called? You ready? Cum se numește asta? Sunteți pregătiți? And they left their cell phone in the taxi cab. Da, asta e atunci când cineva și-a lăsat telefonul mobil în taxi. And people go crazy. People go like... It's like they someone just told them they have cancer, you know. Și oamenii așa se comportă un pic nebunește. E ca și cum cineva le-ar fi spus că au cancer, că sunt bolnavi. So people believe in stuff. Da, deci oamenii cred în telefoanele mobile. You know? So for me, așa că pentru mine, what we have to compete with. Cu ce trebuie să concurăm, de fapt? It's not other religions. Like, I don't think
this vow. Nu e vorba de, da, de celelalte religii. First vow. First, da, și nu cred că primul jurământ, acest prim jurământ. Refuge vow. I encourage you. Don't think, oh, I'm not Hindu. We don't like Hindus. Așa că vă încurajez să nu credeți, aha, nu sunt hindu, nu sunt hindus, da, nu sunt la fel ca hindușii. I'm not Muslim. We don't like Muslims. Sau, a, nu sunt musulman. Nu-mi plac, nu ne plac musulmani. You know, don't think like that, okay? Nu gândiți astfel, da? What we don't like is cell phones. Ceea ce nu ne place sunt, de fapt, telefoanele mobile. Okay, what we're competing with. Asta e cu ceea ce concurăm. Is cell phones, okay? Da, sunt telefoanele mobile. People believe the cell phone works because Wang Xia and her friends. Oamenii cred că telefoanele mobile funcționează pentru că Wang Xia și prietenii ei put pieces in this thing. Au pus diverse părți în acest lucru, în acest obiect. She's a manager for Apple in este manager director la Apple in Shanghai. În Shanghai. She believes that the cell phone works because these people in China, Foxconn. Deci oamenii cred că aceste persoane de la Foxconn, they put the pieces in the plastic and pun aceste părți în plastic. And that's why it works. And we believe that. Și de aceea telefoanele, acest lucru funcționează. Dar și noi credem asta. And that's the religion we are competing with, okay? Da, și asta e de fapt religia cu care noi concurăm. That's okay. The one which is wrong. Asta este cea greșită. Okay. Why does cell phone work? Da, și de ce un telefon mobil funcționează? What would the boy say in my kids class? Ce ar spune băiețelul din clasa mea? You have someone else communicate. You see, you ai ajutat pe altcineva să comunice, da? You helped other people communicate. Ai ajutat alți oameni să comunice. Then your cell phone will never break. Și astfel telefonul tău mobil nu se va strica niciodată. Got it? Okay. Înțelegeți, da? What's the karma for the cover breaking? I don't know. Care este karma pentru stricarea display-ului? We have to figure it out. Trebuie să ce acoperă, nu știu dacă e vorba de folie, dacă se referă la folie sau la folia de telefon. O să trească să ne dăm seama care este karma. Not being clear to people? Să nu fii clar și specific cu oameni. Okay, so da. This deci, meditation. Această meditație number 18 cu numărul 18. It's to try to recognize. Este să încercăm să recunoaștem inside of you. În interiorul nostru. Your real religion is suffering. Că de fapt adevărata religie sunt telefoanele mobile. You know, or car or airplane. Sau mașinile sau avioanele. You know, and you believe that. Și că de fapt voi credeți asta, că tu crezi asta. Okay. You believe the way to get from Singapore to LA? Credeți că modalitatea prin care ajungi din Singapore în Los Angeles? Francisco? Sau San Francisco? San Francisco is to get on a plane. You believe that? Este să mergi cu avionul. Da, voi credeți asta. And you believe that the plane works if it has all its metal parts. You believe that? Și credeți că și avionul funcționează doar dacă are toate părțile lui metalice, da? Credeți asta. You know?
You don't understand that how you got from Singapore to San Francisco was that you helped other people get to where they want to go. Nu înțelegeți că faptul că ați ajuns la Singapore, la San Francisco, este de fapt că ați ajuns, că ați ajutat alți oameni să ajungă acolo unde și-au dorit să ajungă, unde aveau, unde vreau să ajungă. Otherwise the flight would be canceled or... Altfel, zborul ar fi fost anulat sau... They would pull you off the plane if it was United. De-ar fi scos din avion dacă ar se numea United. Something like that. Ceva de genul ăsta. You see what I mean? Înțelegeți ce vreau să spun? And it's very hard because we're surrounded by 7 billion people who believe in science. Este foarte greu pentru că suntem înconjurați de 7 miliarde de oameni care cred în știință. And you have to struggle with it. So in this meditation. Și trebuie să te lupți cu asta. Așa că în această meditație You can think about anything, how you're going to call your family when you get home. Vă puteți gândi la orice, cum strigați sau cum chemați familia voastră atunci când vă întoarceți de la muncă. How are you gonna get home? Sau cum ajungeți acasă de la muncă. On an airplane or in a car. Într-o mașină sau cu avionul. And you have to think about what? Și ar trebui să vă mai gândiți what makes the airplane work? Ce face ca avionul să funcționeze, să meargă. Or what makes the car work? Și ce face ca mașina să funcționeze. What makes the cell phone work? Okay? Sau ce face ca telefonul mobil să funcționeze. And if you can't overcome your belief in the religion of science, then you will never reach enlightenment. It's not possible. Okay? Și dacă nu puteți să doborâți această credință în știința, în are despre fapt despre religia științei, nu veți putea dobândi iluminarea. I don't mean you should hate your cell phone. Da, și nu mă refer la faptul că ar trebui să, că trebuie să vă urâți telefoanele mobile. You should love your cell phone. Da, ar trebui să le iubiți, să vă iubiți telefoanele mobile. You know, I love my cell phone and I use it for good things. Da, deci îmi iubesc telefonul mobil, dar îl folosesc pentru și îl folosesc pentru lucruri bune. And bad things too. Și pentru lucruri rele, bineînțeles. De asemenea. But, you know, they're very valuable, they're very precious. They are Da, sunt prețioase și valoroase, da. Unbelievably cool. Și sunt incredibil de mișto, de sunt super. But understand where it comes from, okay? Dar hai să înțelegem de unde vin, de fapt, da? And that's taking refuge. When you... Și asta înseamnă să ții refugiu. Understand what really makes a cell phone work. Atunci când înțelegi cu adevărat ce face un telefon mobil să funcționeze, when you think about it, și când te gândești la acest lucru, you are taking refuge. Îți iei, de fapt, refugiu. And then that taking refuge helps to destroy your old bad seeds. Și astfel, luându-ți refugiu, te ajută să distrugi semințele rele, vechi. It creates new good seeds. Și creează semințe noi bune. Your life becomes magical. Viața ta devine magică. Everything you try is successful. Tot ceea ce încerci are succes. Okay. You love other people. Da, deci iubești alți oameni. Okay. Da. So this meditation
is the most important one. Așa că această meditație este una din, este cea mai importantă de fapt. He said that about four other ones. Da, el a zis asta și la alte patru. So, okay, now we're ready to meditate. Da, haideți, acum suntem gata să medităm. Are you ready? Sunteți gata? Nu știu cât durează meditația exact, dar dacă durează mai mult de 25 de minute, până la și jumate, cine dorește să se retragă sau are altceva de făcut, alt program, e în regulă. Haideți să pornim meditația. Number 18. Meditația numărul 18. Maybe you want to do this one every day. One. Posibil să doriți să o faceți în fiecare zi. So relax your forehead. Așa, relaxăm fruntea. Put a little smile on your face. Arborați un zâmbet. Pull in your stomach just a little bit tight. Încordați-vă ușor stomacul, abdomenul, foarte, foarte puțin. Relax your fingers. Relaxați-vă degetele. Relax your eyelids. Relaxați ploapele. Check your shoulders. Are they relaxed? Relaxați-vă umerii. Verificați dacă sunt relaxați. And then let's come to our breath. Și apoi ne aducem atenția la nivelul respirației. Long exhales. Let's not count today. Let's just watch the exhales. Expiruri lungi. Astăzi nu o să le numărăm, doar pur și simplu o să le observăm. Exhales. Da, expirații lungi. And bring the mind to the center. Și aducem mintea în centrul. With the breath. Ajutorul respirației. Thank you.
Then we'll start a meditation. Please look into your heart. Și începe meditația acum. Vă rog să vă aduceți atenția la nivelul inimii, în interiorul inimii. And connect with your heart teacher there. Și aici să vă conectați cu profesorul inimii voastre. You know, like kind of sneak into the grain of sugar. Da, ca și cum ne-am furișa în interiorul cristalului de zahăr. And sit with them. Și ne-am așezat alături de el, de ea. And just be with them. Și pur și simplu sunteți alături de ei împreună. No special plan or un plan mod expres. Agenda. Just be quiet with them. Și pur și simplu stați în liniște alături de el sau ea. Enjoy being with you. Și bucurați-vă că sunteți acolo împreună. Hi, teacher. Alături de profesorul Amy. Then during the 3-day retreat, we won't use our cell phones. Și ne gândim la faptul că în retragerea noastră de 3 zile nu am folosit telefoanele mobile. And then when we come out of retreat. Și atunci când am ieșit din retragere. I think it's Thursday or Friday.
we will, most of us will. Era joi sau vineri și marea majoritate dintre noi grab our cell phone. Am apucat așa telefoanele mobile. Text somebody, WeChat somebody. Am trimis un SMS cuiva, am răspuns cuiva. I'd like you to think of two or three people that you will probably contact with your cell phone. Și o să vă rog să vă gândiți la două sau trei persoane pe care le contactați sau le-ați contactat cu ajutorul telefonului mobil. Or your laptop. Sau cu ajutorul laptopului vostru. After you get out of the three-day retreat, all of us have. După ce am ieșit din retragerea de trei zile, cu toții am. Some busy things we have to do. We have. Am avut anumite lucruri de făcut. Plans. Am avut planuri. Am planificat. After this program, but also after the three days, we. La fel și după acest program, după acele sau aceste trei zile. We feel that we will need to write someone. Simțim sau vom simți că trebuie să scriem cuiva. Text someone. Să-l textuim. WeChat. Să-i sunăm. So try to think of two or three people. Așa că gândiți-vă la două sau trei persoane din viața voastră. That you might be sending a WeChat to as soon as you take down your boundary markers. Cărora le veți scrie imediat în momentul în care o să dăm jos acei marcatori de ai retragerii. Or as soon as you reach the temple. Sau în momentul în care ajungi la templu sau acasă. Okay, here we go. Așa că haideți să pornim. Then try to imagine that someone comes up to you. Și acum încercați să vă imaginați că cineva and says, oh, that's a nice cell phone. Cineva vine la voi și vă spune, ah, ce telefon bun, frumos. I heard about Huawei. Cell phones and am auzit despre telefoanele Huawei. How does it work? Cum funcționează? Cum merg? And then, you know, we're not scientists. Și
Da, știți că noi nu suntem oameni de știință, dar we have a picture in our mind. Avem o imagine în mintea noastră. That we talk into the phone, we push a button. Atunci când vorbim la telefon și că atingem anumite butoane sau ecranul. And then a circuit closes. Și circuitul se închide. And electricity goes across some wires. Și energia electrică trece prin anumite fire din interior. And some of us remember from seventh grade science class. Și unii dintre noi o să ne aducem aminte atunci când am studiat aceste aspecte ale științei din clasa 7-a, probabil. Electrons are moving through a pipe or something. Atunci când electronii se mișcă prin fir, prin țeavă, prin ceva. And then somehow it comes out of the phone. Și într-un fel anume ies afară din telefon. As a signal and it goes and ca semnal touches tower, cell phone tower and și ajunge la acele antene, la turnurile de telefonie. Then there's more electrons moving in the cell phone tower. Și acolo sunt mult mai mulți electroni care se mișcă în în turnurile de telefonie. Along copper wires. And then în interiorul firelor care sunt acoperite și care țin toate aceste electroni. Și de acolo semnalul iese afară. Goes to a satellite and there's și ajunge la un satelit și apoi more wires in the satellite. Înapoi la firele noastre. More electrons move. Și mult mai mulți electroni încep să se miște. And then signals come from the satellite to my friend in Singapore, to my husband. Și astfel semnalul ajunge cu ajutorul satelitului la prietenul meu din Singapore, la soțul meu, my children, la copiii mei, acolo unde se află. And that's how we explain a cell phone. If you and me had to make a cell phone. Și așa ne explicăm cum funcționează un telefon mobil. Dacă noi am face un telefon mobil, it would take 1,000 years, I think. Ne-ar lua practic 1,000 de ani, probabil. But we have a rough idea. Dar avem o idee de bază. How it works. So get in touch with asupra modului cum funcționează un telefon. Un telefon mobil. With that rough picture in your mind. Așa că folosiți această imagine de bază care vă apare în mintea voastră. Mostly from seventh grade. Poate marea majoritate sunt din școală, din clasa 7-a. Science class. De la lecția de știință sau de fizică. About how the cell phone is working. Legat de
aspectul cum funcționează telefonul mobil. Because somebody asked you a question about it. Pentru că cineva ți-a pus o întrebare legată de acest lucru. After you finished your 3-day retreat. După ce ți-ai terminat retragerea de 3 zile. How does a cell phone work? Cum funcționează un telefon mobil? And then try to take refuge. Și apoi luați-vă refugiu. Which always means look at the deeper causes. Și aceasta însemnând să priviți și să vă uitați la cauzele mai profunde. What makes the copper carry electrons? Ce face sau ce determină ca cuprul să poată să poarte toți acești electroni? Who made satellites go up into space? Cine a făcut ca acești sateliți să ajungă în spațiu? Who built the cell phone towers? Cine a construit turnurile de telefonie? Why am I able to communicate with people I love and do things I think are important? Cum pot să comunic cu persoanele dragi și să fac lucruri pe care eu le consider importante. With this cell phone. Cu ajutorul telefonelor mobile. And then try to think about. Și apoi încercați să vă gândiți. Real causes. La cauzele adevărate. I don't know the clearly all the causes, but I nu știu foarte clar care sunt toate cauzele, însă I believe it must have to do with helping other people to communicate. Să cred că are a face cu faptul că am ajutat alți oameni să comunice. Maybe a husband or wife that you know they have trouble. Poate soțul și soția pe care îi cunoști au ceva probleme. Communicating with each other, maybe you help them or
Și comunicând cu fiecare dintre ei, poate îi poți ajuta. Maybe you taught a child to read. Sau poate ai învățat un copil să citească. Or you explained your understanding of Dharma to other people, you shared. Sau poate ai explicat înțelegerea ta asupra Dharmei altor persoane și ai împărtășit cu ei această înțelegere. So try to figure out. Încearcă să îți imaginezi și să înțelegi yourself what has caused the cell phone. Tu însuți, ce anume, ce altceva a mai determinat și a cauzat aceste telefoane mobile sau telefonul tău mobil? What keeps it working? Ce anume le păstrează să funcționeze? Now, if you weren't meditating, I would ask you if you want to go deeper, but since you can't talk. Aș fi întrebat dacă vreți să mergeți mai în profunzime, dar de vreme ce nu puteți să vorbiți. I believe you want to go deeper. Cred că vreți să mergem mai în profunzime. So you can take this meditation to a deeper level. Așa că putem să ducem acest nivel de meditație la un nivel mai profund. And think about messages. Și să ne gândim la mesajele. You're getting nowadays, who's been writing you? Pe care le-ai primit în aceste zile. Cine îți scrie? Who's been posting things that you read? Cine a postat lucrurile pe care tu le citești? What family members or friends are using WeChat to contact you? Ce membri ai familiei au făcut în așa fel încât să intre în legătură cu tine? And think about some of the messages you've gotten. Gândește-te la câteva mesaje pe care le-ai primit. I try not to read them before I go to bed because some of them. Eu încerc să nu le citesc înainte să merg la culcare pentru că unele dintre ele disturb my mind, good ones and bad ones. Îmi perturbă mintea, atât cele bune, cât și cele mai puțin bune, rele. Think about. Și gândiți-vă la asta. Messages you get. La toate aceste mesaje pe care le-ați primit. On your cell phone. Pe telefoanele mobile. And try to understand. Și încercați să înțelegeți that they are also coming from you. Că chiar și ele vin tot de la voi.
good ones that you're getting nowadays, bad ones? Atât cele bune pe care le-ai primit zilele acestea, cât și cele mai puțin bune, rele. Ones, what you see on the internet. Și anume ceea ce puteți să vedeți pe internet. This week. În această săptămână. News. Actualități. Entertainment. Lucruri amuzante. All the content of your cell phone. Not tot conținutul telefonului vostru mobil, nu doar. Just the cell phone. Nu doar telefonul mobil. Is also coming from you, from your sins. Deci totul vine de la voi, din semințele voastre. And all this kind of thinking, all this kind of meditation. Și tot această modalitate de gândire și această întreagă meditație is taking refuge. Înseamnă de fapt să ne luăm refugiu. Because it will protect you. You pentru că vă va proteja. Can keep your cell phone working. Vă puteți păstra telefoanele să funcționeze. If you help others to communicate, then you can. Dacă îi ajutați pe alții să comunice. Only get beautiful messages. Și veți primi doar mesaje frumoase dacă. And see inspiring, uplifting things on the internet. Sau să vedeți lucruri inspiraționale pe internet. If you speak that way to others and you communicate that way to others. Doar dacă vorbiți și comunicați în acest mod, în acest fel cu ceilalți. And that's taking refuge. Și asta înseamnă să îți iei refugiu. Thank you, Lama, in your heart. Și acum mulțumiți lamei voastre în inima voastră. Profesorului inimii voastre. That's probably one of the main jobs of a lama, is to keep you thinking like this. Și probabil că una din sarcinile unui lama, unui profesor, este să vă mențină să gândiți astfel. And then come back to your breath.
Și apoi reveniți asupra, cu atenția asupra respirației. Three long exhales. Expirați de 3 ori profund. And then slowly open your eyes. Și apoi încet, încet deschideți-vă ochii. Take a stretch. Și întindeți-vă. O să ne oprim aici. Este fără 20. A fost o meditație extraordinară. Sper că și vouă v-a plăcut. Cine vrea să spună mandala și dedicația de final? Să nu rămânem prea mult. Eu? Ah, okay. Ah, nu, nu, zi, zi. Hai, te las pe tine. Mulțumesc, mulțumesc, ce drăguț ești. Aici este marele pământ, plin de miros de tămâie și de o pătură de flori acoperit. Mărețul munte, cu cele 4 continente, purtând soarele și luna ca bijuterie. În mintea mea mi le imaginez paradisul lui Buddha și le ofer în dar pe toate ție. Datorită acestei fapte, fie ca toate ființele vii într-o lume plină de puritate să locuiască. Idam Guru Ratna Mandalakam Niryateyami. Datorită faptei mele bune, pe care am făcut-o chiar acum, fie ca toate ființele să-și desăvârșească colecția de merite și înțelepciune și astfel să dobândească cele 2 corpuri sublime, ce numai din cele 2 se înfăptuiesc.